În perioada actuală, la Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Național a județului Vaslui se efectuează o serie de verificări care prevăd starea de conservare a diferitelor edificii, precum și intervențiile neautorizate care se fac asupra monumentelor istorice din județ, atât în mediul urban cât și în mediul rural. În această perioadă, Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Vaslui realizează o serie de verificări în ceea ce privește starea de conservare a monumentelor istorice din județ. În același timp, sunt verificate și construcțiile realizate în zonele de protecție ale monumentelor. De asemenea, tot în această perioadă se fac o serie de monitorizări în ceea ce privește protejarea patrimoniului arheologic. Direcția a primit spre avizare numeroase documentații pentru o serie de parcuri eoliene, o parte fiind deja avizate, iar altele necesită completări cu evaluări de teren pentru a se evita distrugerea bunurilor arheologice la Fălciu, Banca, Bunești, Averești, Costești sau Oltenești. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că numeroase monumente istorice se degradează, din păcate, pe zi ce trece.